sau și mai rău, un vietanteu. Am să devin încă un zeu, un șef de zei în Empireu. Când lucrul se va întâmpla, așa zicând instantaneu, alt firmament voi contempla, fără potop și fără curcubeu. N-am să mai văd acest decor de un cavan, și nici atâția cor din cor, nici cor pot avea agora. N-am să mai știu de cei ce mor, de cei ce uneltesc ceva, în al stihiilor sobor, voi fi și eu un cineva. N-am să mai știu de rău, de dor, de ce am fost și ce o să mai fie, de ce e timpul trecător, de ce e omul pușlama. Plecând astfel ca voiajor, plecarea nu-mi voi motiva, că n-a fost cine sunt de azor, să dau vreo mită cuiva. Mită n-am dat, nu m-am plecat. Nu mi-a plăcut să mănânc convoi. Nu mi-a plăcut, m-a amuzat al umilințelor convoi. Dar am tot dat, am dăruit, oriunde am văzut nevoi, amarnic, dar și gratuit, acolo unde n-au fost doi. De nimeni n-am fost remarcat, nici ca incult, nici ca savant, atâta timp cât eu am stat pe acest pământ petrecător. Permiteți-mi să vă mai spun încă un poem, pe scurt, pentru că n-am spus nimic despre mine și ca să nu cunoașteți pe mine. Ce minune pentru om e omul! Unul e mic, altul măreț. Unul e mișel, iar altul glorios. Cât de misterios și uimitor e omul! Cât de desăvârșit e acel ce-i de pe viață și a pus în noi deosebit atât de strani. Nobil melanj de înclinări opuse, artistic aluat de lungi contraste, o punte între nimic și providență, un fascicul din etern, șters sau mânjit, pătat, dar e divin. Miniatura desăvârșitei slave, urmaș de glorii, fiu firav al humei, etern sărman, măreață gâză, cât sus, cât jos, gândul colindă, se miră singur, mintea-mi caută, o, dar ce minune pentru om e omul! Triumf amar, cu bucurii, cu spaime, pe rând, înaripat și stors de teme, viața cine o apără sau curmă? Plin de având, mai ia o hotărâre și o ia din nou și moare cum fusese. Ai timp să-l pierzi, respiri, dar nu ai viață. A exista și a viețui sunt două. O viață stearpă să exiști degeaba. O, dar ce minune pentru om e omul. Vă mulțumesc! Daniela Ruman, n-am spus nimic despre ea, n-am spus niciodată, vă spun eu acum. Daniela Ruman tot învață, totul la urmă mai trebuie un examen. Are facultatea de comunicare și relații publice de anul Gala, facultatea de sociologie și științe sociale București, facultatea de psihoterapie Salzburg și acum mai face ceva, nu mai știu ce, un masterat, nu mai știu ce, tot învață. Citind de creațiile, deslușești dorul de care pomeneam mai sus, un dor transfigurat pe mai multe planuri, dorul de dragoste, dorul de copilărie, dorul de patrie,